Bine, ați venit la Brawl Stars, un joc multiplayer creat pentru telefon plin de copii de 7 ani nervoși și dependenți, creat de către compania Supercell. După cum spuneam, este un joc pentru telefon pe care oricum toată lumea joacă de pe PC, ceea ce nu mi se pare logic după părerea mea. Dar hei, cine sunt eu să mă bag? Fiecare face ce vrea. Nici nu are rost să discut despre grafica acestui joc, deoarece este tipică pentru orice joc de pe telefon. Ei bine, în acest joc nu ai arene ca în Clash Royale, și de data asta trofeele îți arată cât de șmecher ești. Deci, practic, scopul acestui joc este să faci cât mai multe trofee ca să te poți da șmecher la școală. Că, mamă, băi, am deja 1500 de trofee, sunt cel mai șmecher din România. Acest joc conține 5 moduri de joc diferite pe care lumea îl joacă doar pe ăsta, o grămadă de brawler diferiți pe care lumea îi folosește doar pe ăștia doi și, cel mai important, microtransacții. Pentru că în 2019 orice joc trebuie să aibă așa ceva. Din shop îți poți cumpăra chesturi sau chiar brawleri cu gemuri care se cumpără cu bani reali. Dacă vrei și tu să faci rost de un brawler mitic măcar, trebuie neapărat, da, neapărat să bagi niște bănuți. Oare de ce doar acest mod de joc este cel mai jucat de pe jocul acesta? Ei bine, prin simplul fapt că este Battle Royale. Pentru că da, nu se poate ca un joc nou apărut în 2019 să nu aibă modul Battle Royale. Pentru că altfel nimeni nu se joacă jocul acela. Și sigur vă mai întrebați oare cu ce este diferit acest mod de Battle Royale față de alte jocuri. Ei bine, în acest mod nu lutezi, pentru că nu ai ce arme să lutezi, doar armele de la brawlerii tăi. În schimb, trebuie să spargi cutii ca să poți face level up la brawlerul tău. Și oare la ce ai nevoie de acest level up? E bine ca să ai mai multă viață și să dai damage la ceilalți poponari. Ca și orice alt battle royale, ai zonă care se face mai mică în timp ce trece meciul și fiecare om sau fiecare echipă e pentru el. Fiecare echipă în caz că dacă joci duo. Și de asemenea, acesta este singurul battle royale la care e foarte, foarte ușor să faci win. În caz că ești noob la toate celelalte, the fuck you say to me, you little shit? Brawl Stars este pentru tine. Hey, oare de ce nu sunt și celelalte moduri de joc atât de jucate? E bine, uită-te cât de ușor îți iei bătaie și mai pierzi și trofee de ampulea. Dar hei, ca să-ți mărești șansele de câștig, tot ce trebuie să faci este să-ți găsești 3 prieteni și să faci echipă cu ei. Ah, da, nu am discutat de gameplay. E bine, gameplay-ul acestui joc este unul foarte, foarte simplu. Fiecare brawler are un atac principal și o ultimată. E bine, atacul principal este pur și simplu tragi sau arunci. Depinde de brawler. Iar ultimata este practic o abilitate specială a fiecărui brawler, care ba spawnezi urși, ba arunci cu mai multe sticle, ba tragi mai multe gloanțe rapid, ba te bași direct peste ei. În concluzie, Staruri de Certă este un joc foarte bun în caz că te-ai plictisit de Metin 2, de LOL sau de Fortnite. No! I had a fucking jump pad that I could have used, man. Those kids were so fucking bad, dude. I'm so fucking dumb, dude. I'm done with this game, man. It's even fucking bad, dude. He's so bad, man. Și ai nevoie de o dependență nouă în care să investești foarte mult timp și bani.